Evrei, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 18. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi? Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Într-adevăr, nu unor îngeri le-a supus el lumea viitoare despre care vorbim, bancă, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos decât pe îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste toate lucrările mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. Într-adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, Acum, încă nu vedem că toate ei sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Isus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea, într-adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe că pe a mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu este rușine să-i numească frați, când zice, Voi vesti numele tău, fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării și iarăși îmi voi pune încrederea în el și în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost, după părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Căci, ne greșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Amin. Tată, mulțumim pentru ziua asta. Mulțumim pentru Cuvântul Tău Sfânt și plin de putere. Te rugăm din suflet, Doamne, să ne vorbești și astăzi și să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în inimile noastre ale fiecăruia. Amin. Vă rog să luați loc. Cred că puteți să observați cu mare ușurință faptul că pasajul pe care tocmai l-am citit începe cu particula de aceea. Asta înseamnă în mod automat că. Ceea ce argumentează, argumentul din capitolul 2, are strânsă legătură cu ceea ce a fost pus mai devreme, în capitolul 1. Dar despre ce a fost vorba în capitolul 1? Cele trei mesaje pe care deja le-am predicat acolo. Este vorba despre prezentarea Domnului Isus Hristos, care nu este nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și textul ne spune că este întipărirea ființei lui Dumnezeu și oglindirea slavei lui Dumnezeu. Iar acest Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, reprezintă revelația lui Dumnezeu ultimă și finală față de neamul omenesc. De aceea, acest Hristos este superior îngerilor. Și prin ei a venit revelație. Dar revelația care a venit prin Isus Hristos este net superioară și este superior îngerilor nu doar din pricina aceasta, ci așa după cum am văzut data trecută, fiindcă Hristos a moștenit un nume mult mai minunat decât al îngerilor și anume a moștenit numele de fiu. Și am argumentat data trecută de fiu în sensul de stăpânitor al Universului, de Domn al Domnilor și Rege al Regilor. Iisus Hristos nu are niciun termen de asemănare în cer, pe pământ sau sub pământ. Nu există nicio altă ființă care să poată să fie pusă alături de Domnul Iisus Hristos. El este Dumnezeu care a pășit pe această planetă. El este Cel care merită toată gloria și este Cel ce este înălțat în slavă. De aceea, Începe capitolul 2 ținând cont de cine este Isus, în natura Lui, în slujirea Lui, în funcțiunile Lui, în poziția Lui, ținând cont de toate aceste lucruri, se cuvine ceva de la noi, spune autorul către evrei. Și anume ce se cuvine? Să nu dăm pași înapoi. Sub imperiul persecuțiilor, în tensiunea în care erau, în climatul călduț pe care încă îl oferea iudaismul primului veac, unii erau tentați să se întoarcă în Vechiul Testament, sub iudaism, sub lege, sub rânduielile care le ofereau un confort mai mare. Dar spune, auzi, no. nu. De aceea, fiindcă am argumentat deja toate aceste lucruri, autorul se grăbește să ajungă și la concluzie și apoi iarăși dezvoltă mai departe, dar spune să nu fim nepăsători față de o mântuire așa de mare. Am. Fiindcă Hristos este mare, Mântuirea pe care el o realizează este mare. Înțelegeți? Fiindcă El este cine este, este Dumnezeu, este întipărirea ființelor Dumnezeu, este Cel care moșteni numele mai presus de orice nume, este Dumnezeu întrupat, este revelația finală către neamul omenesc, fiindcă este cine este, ce face El, are aceeași amploare și aceeași amvergură cu cine este El. Și dacă El este mare, mântuirea pe care El o face este mare și dacă nu poți să fii nepăsător față de El, nu poți să fii nepăsător nici față de Mântuirea lui. De aceea, cu ajutorul Domnului, astăzi o să vorbim despre o mântuire așa de mare. O mântuire așa de mare. Și vom fi încântați să privim în cuvântul Domnului la această mântuire. Vom vedea de ce este mare. Sunt patru lucruri importante pe care autorul le argumentează în capitolul 2 și descrie de ce mântuirea asta pe care slavă Domnului și noi o avem. Este așa de mare. Este așa de mare fiindcă este o mântuire adevărată, Vom vedea imediat lucrul acesta. De asemenea, mântuirea aceasta este așa de mare fiindcă este o mântuire cuprinzătoare. Este o mântuire mare fiindcă este o mântuire costisitoare. Și este o mântuire mare fiindcă este o mântuire sigură. Cu ajutorul Domnului, astăzi ne vom uita la primele două doar. Urmând ca în mesajul următor să vedem partea a doua, astăzi vom vedea că este o mântuire mare, fiindcă este adevărată, reală și fiindcă este o mântuire cuprinzătoare. Haideți așadar să le luăm pe rând. În primul rând, mântuirea este mare, fiindcă este una adevărată. Ceea ce credem nu sunt basme, nu sunt tehnici de manipulare, nu sunt wishful thinking, cum spune englezii, adică să gândești așa ceva ce sună frumos. Ce credem noi este adevăr, este ceva real. De unde știm că mântuirea este așa de mare fiindcă este adevărată? Întrucât înainte de orice altceva este vestită de însuși Hristos. Uitați-vă la versetul 3. Spune, o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul. Autorul spune, înțeleg, mântuirea aceasta a fost vestită în Vechiul Testament, a fost profețită în multe chipuri și în multe feluri, prin profeți, prin semne, prin împrejurări, prin circunstanțe, prin istorie, prin acte dramatice. Au fost tot felul de lucruri, prin tipologii, tot felul de lucruri care au anticipat venirea mântuirii. Vă amintiți profeții, Isaia, Iremia, alții, alții, vine mântuirea din Sion, iată, și așteptau pe pământul unde acum este întuneric, nu va fi întuneric veșnic, iată, răsară o lumină, se ridică. Vă amintiți de profetul Balaam, când spunea stea, se ridică din Iacov. Deci, mântuirea a fost vestită bine de tot în Vechiul Testament. Dar autorul ce știți ce? A fost vestită și de Domnul. El însuși a venit și a anunțat programul împărăției. El a venit și a spus, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. El însuși a vestit mântuirea când a închis sulul cărții Isaia, citând din Isaia 61. Vă amintiți că Domnul va elibera pe cei cu inima zdrobită, pe cei cu lanțurile prinși, prinși de război și închide cartea și spune, astăzi s-au împlinit lucrurile acestea. Domnul Iisus Hristos vestește mântuirea dar ce este important și aici avem desigur un ecou din capitolul 1 primele 4 versete unde spune după ce ne-a vorbit așa și așa la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul reia practic la îndebutul capitolului 2 ecoul care a fost și în capitolul 1 dar ce este mai semnificativ este faptul că Domnul ne vestește mântuirea nu doar prin cuvânt dar și prin fapte înțelegeți? El zice da și verbal vă spun că a venit mântuirea. Dar știți ce? Eu sunt mântuirea. Ce vreți mai mult decât atât? Uitați-vă la mine, eu am înfăptuit mântuirea, eu v-am demonstrat mântuirea, eu nu am vorbit mântuirea, eu am trăit mântuirea. Nu doar că am vestit, am și împlinit ceea ce am spus. Amintiți-vă, de episodul răstignirii Domnului Isus Hristos și de acel sutaș care stătea și asista la scena răstignirii. Și în Matei, capitolul 27, versetul 54, acel sutaș spune, sutașul și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Practic, Domnul Isus Hristos ne-a vestit mântuirea prin cuvânt, prin vorbă, dar el era nu doar un cuvânt vorbit, era și un cuvânt întrupat. El însuși a trăit mântuirea și când a stat pe cruce, când și-a dat viața pentru noi, el vestea mântuirea. Ce vrei mai mult decât atât? Autorul spune că Isus Hristos a fost cel care întâi a vestit mântuirea. De aceea este mare fiindcă vorbim despre ceva atât de clar, cum poate cineva să nege acest lucru când Domnul Isus Hristos Demonstrează prin faptele lui că a adus mântuirea. Dar nu doar că a fost vestită de Domnul, este o mântuire adevărată, fiindcă a fost și demonstrată, cum spuneam. Și uitați-vă, textul continuă apoi în versetul 3 și ne spune că a fost vestită întâi de Domnul, dar apoi spune ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Cu alte cuvinte, mântuirea aceasta nu este ceva ce a inventat un om? De unde să fiu sigur că ce crede s adevărat și nu mă aflu într-o eroare? Și autorul spune, pentru că a fost adeverită. A fost adeverită de cei care au auzit-o, adică de martorii oculari. Și vă rog să vă amintiți de ce spunea Ioan în capitolul 1 din epistola sa, prima epistolă, primele versete în acel prolog, spune ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Deci, ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă ca să aveți părtășie cu noi. Înțelegeți cum leagă ca niște mărgele așa pe care le pui pe o ață, argument cu argument, spune, mai întâi s-a întâmplat faptul istoric. Iisus chiar a venit. Iisus a trăit pe planeta asta. Iisus a murit pentru noi. Dar pe acest Iisus care chiar a trăit, l-au văzut niște martori oculari, mă înțelegeți? Nu vă cerem să credeți în ceva ce nu a fost verificat și demonstrat. Au fost oameni care au adeverit ce au văzut. Este ceva clar, chiar s-au întâmplat lucrurile acestea. Și continuă, mai pune încă ceva, încă un argument. Și spune, nu că doar că au fost adeverite de martori oculari, dar și prin semne și minuni. Uitați-vă la versetul 4, spune, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne și cu felurite minuni. Adică bine, bine, vin niște martori oculari și spun, noi l-am văzut pe Iisus. L-am văzut ce a făcut, l-am văzut murind, l-am văzut înviat. Ah, ok, ok. De ce să vă crede? Și fiindcă Dumnezeu vrea ca mărturia lor să fie credibilă, le-a întărit-o cu semne și minuni. Și autorul amintește lucrul acesta. S-a văzut puterea lui Dumnezeu. Și martorii, apostole adică făceau semne și minuni. În 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 12, se spune: Semnele unui apostol le-ați avut printre voi. Le-ați avut printre voi. În toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. De ce Dumnezeu le-a dat apostolilor această capacitate de a face semne și minuni? Pentru că o condiție să fie apostol era să fii martor ocular, să te fi întâlnit cu Hristos cel înviat. Dar ca să fie și mai puternică mărturia lor, Dumnezeu confirma și adeverea mărturia lor cu semne și minuni. Și acum le ai pe toate. Ai faptul istoric. Hristos a venit, a trăit, a predicat, a murit și a înviat. Ai martori oculari care au văzut, au exact toate etapele, toate fazele. Și ai și semne și minuni care au adeverit și au confirmat că aceștia erau martori credibili, erau oamenii lui Dumnezeu, erau apostolii lui Dumnezeu. Dar bine, bine, cineva poate să spună, dar nici acum nu vreau să cred, pentru că știi cum e? O fi fost așa, dar dacă n-am eu ceva direct, omul știți cum vrea el. Uneori nu este suficient, deși este suficient să credem că a existat Ștefan cel Mare, chiar dacă nu ne-am întâlnit direct cu el, dar pentru unii care vor să se scuze, evident, caută tot felul de argumente, și ultimul lucru pe care îl susține aici autorul, în partea finală a versetului 4, este prezența Duhului Sfânt. Spune și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Sa. Pe lângă toate acestea pe care le-am enumerat, Domnul mai dă și Duhul Sfânt. Înțelegeți? Și dă și darurile Duhului Sfânt. Și acestea în sine reprezintă, dacă vreți, cea mai puternică confirmare, confirmarea ultimă că mântuirea vestită de Hristos și realizată de Hristos este mare și este adevărată, că nu credem ceva iluzoriu. Vedeți, de multe ori oamenii aduc acest argument și spun nu poți să dai pasărea de mână pe aia de pe gard. Și pare o chestie deșteaptă, nu? Hai să fim sinceri. Și noi de obicei când avem ceva și știm sigur, nu te apuci să lași ce ai pentru ceva ce nu știi dacă vei avea. Și zic ei, voi ăștia creștinii, cei care credeți în Hristos, nu prea sunteți inteligenți. Pentru că dacă ați fi inteligenți, n-ați renunța voi la tot ce poate oferi mai bun lumea asta. Plăceri, desfătare, distracții, bani, faimă. Pentru ce? pentru un vis frumos pe care vi-l vând niște predicatori. Și vin ăștia și vă vând un vis că o să fie frumos în cer, că acolo nu o să mai fie nicio suferință, că vai ce răsplătire o să primim și așa mai departe. Și voi, asta spunea Marx, sunteți exploatați cu acest drog, acest opium și care este rostul să nu vă facă pe voi să mai luptați pentru viață. În loc să luptați pentru drepturile voastre de proletari, în loc să luptați ca voi să vă realizați să fiți cineva în viață, vin, vin păstorii și preoții și vă calmează. Și vă vând visul eternității ca voi să renunțați la toate lucrurile acestei lumi. Și mulți cred asta. Și vreau să mai spun ceva. Până la urmă, dacă ar fi doar atâta, parcă, parcă înclin să le dai un pic de dreptate. Că zici, mă, dar de unde știu că o să fie așa? De ce se merită să-mi trăiesc eu toată viața renunțând la tot ce oferă lumea asta? Autorul spune, fiindcă Isus a venit pe pământ, fiindcă a trăit și a murit pentru tine. Autorul spune și de ce? Fiindcă martorii l-au văzut, l-au atins, l-au auzit, l-au pipăit. Și de ce? Fiindcă marturii aceștia au fost confirmați cu semne și puteri de la Dumnezeu. Mărturia lor a fost confirmată. Dar nu se oprește aici. Mai spuneți de ce? Fiindcă Duhul Sfânt este la lucru. Și vreau să vă spun o chestiune. Noi nu trăim un vis frumos. Dacă ar fi doar un vis, și eu aș fi mai sceptic un pic. Noi deja avem realitatea. Noi nu așteptăm Cerul să vină. Cerul deja a venit. Noi așteptăm doar plinătatea cerului. Dar noi renunțăm la tot ce e în lumea asta și îl urmăm pe Hristos până la capăt, fiindcă noi deja suntem cu un pas în cer. Pentru noi nu este un vis, pentru noi deja este o realitate, fiindcă autorul spune în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 4 și 5, unde descrie uh, Cortul acesta în care gemem, și faptul că așteptăm Cerul, încheie în versetul 5, spunând: Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta, adică pentru Cer, este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Înțelegeți? Deci, noi aici și acum avem ceva de atunci și acolo. Și ce avem este arvuna Duhului. E ca și un om care, să zicem, vinde o mașină. Și zice, bun, dar de unde știu că nu m-am păcălit? Pentru că omul ți-a dat o arvună, ți-a dat ceva înainte și deja ai un lucru care ți arată că urmează să primești și restul. Și noi ne-am dat toată viața lui Hristos fiindcă acum avem o arvună care ne arată că vom primi și acesta este Duhul Sfânt. Asta nu pot să înțeleagă alții. Nu pot să înțeleagă faptul că dacă ai deja Duhul Sfânt, deja trăiești în cer. Deja suntem așezați în locurile cerești. Deci, iată că această mântuire mare este foarte, foarte adevărată și acesta este primul lucru care o face să fie mare. Pentru că sunt multe mântuiri în lume. Sunt oameni care promit mântuirea în fel și chip, prin tot felul de uh, metode. Promit mântuirea uh, prin... Uh, spun, vei fi un om salvat și fericit dacă ai bani, vei fi un om salvat și fericit dacă ai o poziție, vei fi un om salvat și fericit dacă intri în cutare sectă, vei fi salvat... Și vine ei cu tot felul de... De lucruri, dar nu sunt reale. Dar mântuirea asta este reală, fiindcă este adevărată, este mare, fiindcă este adevărată și <coughs> sunt câteva aplicații pentru noi aici, pe care trebuie să le reținem. De fapt, sunt aplicații pe care le face în mod direct chiar autorul. Prima aplicație este următoarea. Nu ceda în fața greutăților. Dacă chiar e o chestie serioasă și adevărată, dacă ce vorbim e pe bune, și chiar crezi, chiar crezi în Dumnezeu, și chiar crezi în mântuirea ta, și chiar crezi în ce a făcut Hristos, și chiar crezi în ucenicie, și crezi în toate lucrurile acestea, atunci nu ceda. Nu ceda. Asta este aplicația, de fapt, cu care începem în versetul 1. Spune, de aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. O să vedeți că de mai multe ori autorul revine în evrei. Preocuparea lui principală îi, îi se ajute pe evrei creștini să nu cedeze. Asta încearcă să argumenteze în toată. Uh, și încearcă cu argumente legate de Hristos, apoi cu avertizări, precum cele din capitolul 6, capitolul 10. Noi nu suntem din aceea care dau înapoi. O să vedeți. Scopul lui este să-i facă pe oameni să meargă mai departe, să nu cedeze la credința lor, să nu cedeze din punct de vedere spiritual. Și atunci, în versetul 1 spune, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, nu ce da în fața greutăților. Ei aveau tendința să se întoarcă, să renunțe la creștinism, dar el argumentează și spune, dar dacă mântuirea este așa de mare, înțelegeți? Dacă Hristos chiar a venit pe pământ și a murit, dacă apostolii chiar l-au văzut, dacă Domnul chiar le-a întărit mărturia cu semne și minuni, și dacă Duhul Domnului chiar este în voi, și vă confirmă și vă dă daruri și așa mai departe, atunci, atunci ce? Nu renunțați. Orice ar fi, mergeți până la capăt. Nu ce da în fața greutăților. Dragul meu, dragi frate și surori, vor veni greutăți peste noi. Vor veni momente în care vom avea tendința să o lăsăm mai moale. Pot veni încercări. Ce trebuie să reținem este că dacă ai o mântuire așa de mare, așa de mare. Nu merită sub nicio formă să cedești, să dai înapoi. Însă a doua aplicație foarte importantă în textul nostru este nu numai că să nu cedezi, dar nu te juca nici măcar puțin cu mântuirea ta. Nu te juca. Sunt lucruri cât se poate de serioase. Îndemnul autorului este nu lua credința în glumă. nu lua credința în glumă. Pentru că trăim, au trăit și atunci și trăim și acum vremuri în care credința este bagatelizată, ridiculizată, devine o chestiune despre care poți vorbi spărgând semințe. Hristos a fost redus atât de mult la nivelul unui companion din acesta un tovarăș de viață. Jesus, prietenul nostru, care ne putem permite orice. De aceea există foarte mult creștinism superficial, foarte mult păcat în biserici, fiindcă oamenii nu mai simt frică de Domnul, nu mai au reverență față de Dumnezeu și nu înțeleg că lucrurile sunt cât se poate de serioase. Asta este argumentul din versetul 3. Zice, este argumentul Vechiului Testament, fiindcă ei se bazau pe Vechiul Testament foarte mult. Și spune, hai să ne uităm cum era în Vechiul Testament. Ce cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, nu? Și la finalul versetului 2 spune, dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire în Vechiul Testament. Ce gândiți-vă, dacă a venit revelație prin îngeri și voi nu mai puteți după îngeri, dacă prin îngere avem o revelație în Vechiul Testament și n-au scăpat, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? E clar argumentul lui? Cred că e foarte clar. Vreau să ne amintim de un episod din Numer, capitolul 15, versetul 32 la 36. Când erau copiii lui Israel în pustiu, au găsit pe un om strângând lemne în ziua Sabatului. Cel ce găsise răstrângând lemne l-au adus la Moise, la Aron și la toată adunarea. L-au aruncat în temniță, căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă. Domnul a zis lui Moise, omul acesta să fie pedepsit cu moartea. Toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără. Toată adunarea l-a scos afară din tabără și l-a ucis cu pietre. Și a murit, cum poruncisă lui Moise, domnul. vorbim de niște fanatici religioși. Niște oameni cu apucături radicaliste. Textul ne spune că în mod direct Domnul i-a spus lui Moise să le pe om, să-l scoată afară din tabără și toată adunarea să-l cu pietre. Și ce a făcut? Ce mare păcat a făcut? A adunat lemne. În ziua de sabat. Era sabat. Domnul poruncise să nu se facă nicio lucrare în ziua de sabat, și omul aduna surcele. Așa e că se revoltă totul în noi. Stoi, Doamne, un pic! Omul a adunat niște lemne, niște surcele pentru asta să-l omor cu pietre. Dacă nu zicea Domnul, spuneam că a greșit Moise, că au greșit oamenii, că au interpretat ei greșit, dar Domnul, în mod direct și explicit, l-au pus în temniță până să afle răspuns, Domnul a spus să se facă lucrul acesta. Care a fost problema aici? Este Domnul așa de dur pentru că omul a adunat niște lemne? Nu cumva exagerează, hai să fim sinceri, ce Dumnezeu e ăsta? Nu cumva exagerează Dumnezeu? Adică muncește în ziua de odihnă, adună și el niște lemne să-și facă focul sau să facă mâncare? Și Dumnezeu să-l omoare? Să poruncească să fie omorât cu pietre? Chiar așa mare păcat a făcut? A omorât pe cineva? A dat în cap la cineva? Știți care e problema? Textul acolo, numeri, o să vedeți contextul, e legat de păcatele cu voia și păcatele fără voie. Problema nu e gestul în sine, nu, nu e lucrul în sine ca strâns lemne. Ci că Dumnezeu a dat o poruncă explicită și clară, iar omul, în mod deliberat, a îndrăznit să nu-l asculte pe Dumnezeu. A fost un afront direct adus la adresa Creatorului și a stăpânului Universului. Problema nu a fost una de ce a făcut el în sine, ci faptul că gestul lui spune am curaj să te sfidez în față și să resping domnia ta. Din pricina asta, Dumnezeu a poruncit să fie omorât. Dacă vi se pare dur, vă dau un exemplu și mai, mai ușor decât ăsta. Mai fin decât ăsta. Le zice Domnul unor oameni, auziți, puteți să mâncați din toți pomii din grădină, dar din unul să nu mâncați. Și Adam și Eva mănâncă din fructul lor. Au mâncat un fruct, fraților. Ce mare lucru au făcut. Deci să mănânci un fruct e mai puțin decât să strângi lemne, zioadă. Au mâncat un fruct. Și știți ce, ce s-a întâmplat de acolo? Întreaga umanitate a fost aruncată în haos, în suferință și în moarte. Știa Dumnezeu lucrurile astea? Le știa. Și spui, stai un pic, Doamne, doar pentru că au mâncat un fruct... Să moară atâția oameni, să ajungă în iad atâția oameni, să intre păcatul, să fie atâta suferință, să fie atâtea calamități, să se întâmple toate astea plecând de la un fruct? Și Domnul spune, nu. Nu de asta. Nu fructul e problemă. Dacă îi lăsam, ci că puteau să mănânce până se făcea burta mare. Tot pomul puteau mânca, dacă îl lăsam. Nu fructul e problema. Problema e că ei au ales să nu asculte față de o poruncă explicită și directă din partea mea, m-au sfidat. Și cine mă sfidează, cine îndrăznește să mă sfideze, fiindcă eu creez, eu îi țin, eu dau viață, fiecare depinde de mine. Fiecare suflarea voastră depinde de mine. Și cine îndrăznește să spună că vreau să mă deconectez de tine, cine se separă de mine, moare. N-ai cum să trăiești dacă mă sfidezi și te separi de mine și rup relația cu mine. Înțelegeți, asta era problema atunci. Și acum autorul spune și zice, dacă în Vechiul Testament se întâmpla asta și erau revelații date prin îngeri, cu cât mai mult, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, față de Hristos și față de ce a făcut Hristos? Vedeți, astăzi nu mai suntem sub legea Vechiului Testament. Suntem sub legea lui Hristos. Și în această lege a lui Hristos, astăzi trăim anul de îndurare a lui Dumnezeu. Și astăzi oameni, nu mai trebuie să îi omorâm pe oameni cu pietre dacă păcătuiesc. Pentru că Hristos a murit pentru oameni și pentru că Dumnezeu are o zi de judecată. Dar știți ce vreau să reținem de aici? Că păcatele noastre au exact aceleași consecințe cum le aveau în Vechiul Testament. Și faptul că acum încă nu se văd aceleași consecințe este doar Harul lui Dumnezeu și faptul că a rânduit o zi a judecății. De aceea nimeni să nu se înșele că în ziua judecății Dumnezeu va fi mai îngăduitor cu cei care trăiesc acum decât cu cei care au trăit în Vechiul Testament. Pentru că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Dumnezeu nu se schimbă. O, da, în Hristos ai parte de toată îndurarea Lui. Dacă ești în afara lui Hristos, ai parte de toată judecata lui și cei ce vor nesocoti mântuirea adusă de Hristos vor fi judecați. Acesta este primul aspect foarte important. De ce este mântuirea mare? Mântuirea este mare fiindcă este o mântuire adevărată, reală, confirmată, față de care noi trebuie să fim foarte serioși, să nu ne mai jucăm fraților cu păcatul. Domnul să ne dea putere în privința aceasta. Apoi, este o mântuire mare fiindcă este una cuprinzătoare. Adică nu există niciun domeniu în care mântuirea realizată de Domnul Isus să nu aibă impact. Ceea ce a făcut Hristos la Golgota cuprinde întreaga existență fizică și spirituală. Și vreau să ne uităm la câteva aspecte. Mai întâi secțiunea de la 11 la 13, unde vedem că mântuirea acționează în primul rând în ce privește pe copiii Domnului, umanitatea. Deci primul, Cerc sau prima zonă unde acționează mântuirea asta, așa de mare, sunt copiii lui Dumnezeu, umanitatea. Și nu o să citesc tot, tot textul, dar dacă vă uitați de la versetul 11, spune că și cel ce sfințește și cei ce sunt sfinți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu este rușine să-i numească frați. Frați. Și apoi sunt trei citate din Vechiul Testament unul din psalmul 22, versetul 22, voi vesti numele tău, fraților mei, și apoi două citate din Isaia, capitolul 8, versetul 17, respectiv versetul 18, unde spune eu nădăjduiesc în Domnul, și apoi versetul 18, iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Argumentul autorului aici este, este următorul. Când Isus Hristos a realizat mântuirea asta așa de mare, adevărată, despre care am vorbit mai devreme, unde a acționat prima dată mântuirea? E ca o săgeată pe care o trimiți mântuirea asta. Prima dată a lovit direct în poporul pe care Dumnezeu trebuia să-și îl câștige pentru el, în umanitate. Umanitatea era toată pierdută, umanitatea trebuia să meargă toată în iad, umanitatea era toată sub robia satanei și a păcatului și mântuirea lui Dumnezeu a penetrat în umanitate și din umanitate și din oameni rebeli și departe de Dumnezeu a câștigat frați al lui Hristos și copii al lui Dumnezeu. Deci, acesta este argumentul și astea sunt citatele din Vechiul Testament care ne arată noul statut de care au parte cei ce sunt copiii Domnului. Trec de la statutul de răzvrătiți, de pierduți, de rebeli, la statutul de frați ai Domnului Isus Hristos. Acum nu știu dacă înțelegem cu adevărat ce înseamnă să fii numit frate și soră de lui Hristos. Vreau să mă înțelegeți cu atenție. Când Hristos ne numește frați sau surori, nu face într-un sens metaforic. Că, ca frați, ca surori. Nu e o comparație, este o realitate. Înțelegeți diferența? Nu e o comparație, nu ne compară, ce voi sunteți pentru mine ca niște frați. Ca și cum i-ar spune eu lui Ștefan, Ștefane, așa de bine ne înțelegem, ca niște frați suntem. Nu ai una dacă spun, Ștefane, suntem frați. Vedeți diferența? Noi nu suntem pentru Hristos ca niște frați și surori. Suntem frați și surori. Orice credincios adevărat, orice credincios autentic, de asta spunem, nu-i rușine să ne numească frați. Nu-i rușine să se asocieze cu noi, Fiindcă ne-a răscumpărat. Orice credincios adevărat este om, frate. Cum a reușit asta să ne facă frați? Păi, schimbându-ne natura și iertându-ne păcatele, că altfel nu puteam fi frați. Justificându-ne și îndepărtând mânia lui Dumnezeu de la noi. Dar când a făcut asta? Prin moarte și înviere. Până când n-am murit și n-am viat, mânia lui Dumnezeu era deasupra noastră. Și Domnul nu poate fi frate cu cineva care are pe cap mânia lui Dumnezeu. Dar când mânia lui Dumnezeu a fost îndepărtată de deasupra capului nostru, prin jertfa lui Hristos, Hristos ne numește frați. Și împreună cu El suntem copii ai lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Știți că pe ucenici nu i-a numit frați? Până la înviere? Nu i-a numit frați. Dar când a înviat Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 20, versetul 17, se întâlnește cu Maria și zice, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ce du la frații mei. Și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru. La Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Ce minune! Domnul Iisus în ziua învierii, în dimineața învierii, în sfârșit, poate să schimbe titlul. Ni se adresează altfel și îi spune Marie, auzi, du-te și spune-le, fraților mei, Asta face mântuirea, de asta este așa de mare. Noi eram vrăjmași, eram rebeli, eram din fire copiei mâniei și acum suntem frați și surori cu Domnul Isus. Vreau să mai spun încă o dată, că nu știu dacă chiar înțelegem ce înseamnă. Adică înțelegem, dar e bine să mai spunem. Că uneori sunt niște adevăruri așa de mari încât trebuie să te uiți în oglindă o jumate de oră și să le tot repezi ca să le crezi. Că e prea, prea greu de crezut. Frați și surori. Nu suntem ca frații Domnului Isus și surorile Lui, ca surorile Lui. Suntem frații și surorile Lui. Cum ar trebui să te simți? Cum ar trebui să trăim, să trăiesc, să trăim? Deci, aici este primul, prima zonă extraordinară unde acționează mântuirea. Este o mântuire așa de mare, fiindcă este cuprinzătoare și îi cuprinde pe toți cei chemați. Pe toți cei chemați, să ducă pe mulți fi la slavă. Toți aceia rânduiți de Dumnezeu să creadă, au crezut și vor crede până va intra numărul de plin al neamurilor și până când familia lui Dumnezeu va fi toată întregită și toți frații lui Hristos vor veni în familie. Dar mântuirea este una Mare, fiindcă afectează săgeata asta, trece dincolo de popor, de oameni și afectează întreg Universul. Universul întreg este scos din haos. Lumea fizică este afectată de mântuirea lui Hristos. Și aici este un argument foarte, foarte interesant la care aș vrea să ne uităm. Vă amintiți că mai devreme spuneam că Adam și Eva, prin neascultarea lor, au împins întreaga umanitate în haos? în suferință și în moarte. Și dacă vă uitați la secțiunea de la versetul 6 la versetul 8, vorbește despre om și citează aici din psalmul 8 și spune ce este omul ca să se aduce aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi. Spune, l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât îngeri, l-ai încununat cu slavă și cinste și l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. Ăsta e omul. De unde preia acest citat? Îl preia din Psalmul 8 și vreau să citez un pic din Psalmul 8 ca să vedeți că e vorba de un context al creației. E foarte important să înțelegem asta. Și în Psalmul 8 spune de la versetul 3 așa, când privesc cerurile, vedeți că e vorba de creație? Zice, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul care să, ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bage în seamă? Cumva, poa, păi cerurile așa de mare, luna, stelele, universul așa de măreț, încât parcă omul pe lângă univers pare în gândiți-vă cât e omul pe pământ, dar apoi e omul în univers. Când mă uit așa că îți trebuie cel mai performant microscop din univers și tot nu poți vedea pe om, dacă ar fi să punem la scara uh, întregului univers. Și așa de mic încât îl cauți, e mai ceva decât acul în cu fân. Nu-l găsești. Și când îl văd cât de mic și mic și mic și mic și îl văd așa de prăpădit și de mic, mă întreb, Doamne, ce-i omul? că Mai mic decât un microb. Ce-i omul ca să te gândești la el și să-l bagi în seamă? Și spune, a, cu toate astea l-ai făcut puțin mai prejos decât pe îngeri. Se referă aici la faptul că noi avem o existență, suntem limitați în lumea fizică, nu trăim în lumea spirituală și nu avem libertatea aceasta încă pe care o au îngerii. Și spune, cu toate astea, fiindcă este mai mic decât soarele, luna, stelele, univers, planete, pești, pune-l pe un om cu un leu să se lupte un pic. Mm -hmm. Deci, nu prea. -i se potrivesc așa, nu e o luptă chiar dreaptă, nu? pune să se lupte cu un balaur din ăla de, din mare, cu un, un dinozaur din ăla, cu o balenă, cu știu eu ce. Nu poți. Dar zice, cu toate astea ei ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Fraților, vă, vă rog să ascultați un pic aici. Care sunt lucrările mâinilor Domnului? Uitați-vă la versetul 3, spune că privesc cerurile lucrarea mâinilor tare, luna și stelele și așa mai departe, da? Și după ce spune că asta sunt, reprezintă lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, spune în versetul 5, în versetul 6, ei dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Într-un sens, omul stăpânea peste întreaga creație a lui Dumnezeu. Dumnezeu stăpânește în primul rând, dar omul era coregent, adică omul era stăpân peste pești, toți peștii, peste toate animalele, peste plante, peste arbori și chiar peste soare, peste lună, peste întreg universul. Știu că sună un pic ciudat, dar era coregent cu Dumnezeu. De ce? În ce sens era stăpân? Nu că avea el putere să ia soarele să-l mute dintr-o parte în alta. Dar în sensul în care soarele îl încălzea în fiecare zi, și nu îl prăjea mai mult decât e cazul. În sensul în care vântul adia și îl răcorea în fiecare dimineață, dar nu venea taifun și tsunami peste el. Înțelegeți? În sensul în care toate forțele naturii și toate forțele universului lucrau spre binele omului, spre confortul lui. Și nici măcar un singur element din natură nu îl jena pe om. Nici vântul, nici ploaia, nici focul, nici soarele, toate forțele naturii lucrau. Deci, el era ca un șef care stăpânea peste el. Era tare pe care Dumnezeu a dat-o în sensul ăsta. Stăpânea inclusiv peste lucrurile din univers. Și Dumnezeu l-a creat așa pe om, pentru că mandatul din Geneza, dacă vă uitați în Geneza 1 cu 28, spune Dumnezeu a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, stăpâniți-l. Spune, stăpâniți peste, peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care mișcă pe pământ. Înțelegeți? Dacă se întâlnea omul cu rechinul, rechinul zicea, bună dimineața să trăiți. Se întâlnea cu leu, cea salut, bună dimineața, mă dau mai departe. Deci, asta, asta, era mandatul. Nu ți povești, așa l-a creat Dumnezeu, toate viețuitoarele, to inclusiv forțele naturii, toate slujeau spre binele omului și Dumnezeu era glorificat în și a găsit plăcerea în al binecuvânta și a-i face bine omului în felul acesta. Dar omul pierde stăpânirea, Odată cu păcatul din Geneza 3, toate forțele se întorc invers. Și dacă vă uitați, cuvântul Domnului ne spune mai departe în textul pe care l-am citit că toate le-ai supus, versetul 8, dar mai departe spune, în adevăr, dacă i-au supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus, adică chiar toate, chiar toate, știu că pare exagerat, chiar toate au fost supuse, și apoi spune, totuși, acum încă nu vedem că toate ei sunt supuse. Pe păi cred și eu că nu vedem. Adică, zice, acum, de fapt, vedem că sunt atâți oameni care mor în apă, mor în necați, apa nu îl bine binecuvântează pe om, sunt atâția care mor. Sunt atâția care sunt atacați de animale sălbatice, sunt atâția care mor în incendii, în alunecări de teren, în cutremure, în inundații, în tsunami. Cumva, parcă tot universul s-a întors împotriva omului și omul suferă și unde se întoarce, inclusiv dacă te duci și ei o buruiană să o mănânci sau dacă te duci și ei o ciupercă să o prăjești, s-ar putea să iei o ciupercă o și să te omoare. Nici măcar hrana trebuie să fii foarte atent ce mănânci, fiindcă și hrana te poate duce în mormânt. Înțelegeți? Practic tot ce există este acum vitreg și contrar omului. Omul a pierdut stăpânirea. Deci vedem acum că nu toate ei sunt supuse. Așa este. Vedem și noi foarte clar. Dar ce se întâmplă este că Hristos restabilește stăpânirea. De asta mântuirea este așa de mare. Și mântuirea operează inclusiv în acest domeniu. Și spune în versetul 9: Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejus decât îngerii, acum se referă la Hristos, îice cum eram noi oamenii puțin mai jos decât îngerii, și Hristos, al cerul, s-a făcut și el ca noi, adică și el s-a făcut puțin mai prejus decât îngerii. Dar cum îl vedem pe el? Cum îl vedem? Zice, îl vedem încununat cu slavă și cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Deci Hristos se face om și murind și înviind reușește să readucă totul sub stăpânire. Vă amintiți că în capitolul 1 asta a argumentat că El este Domn și a moștenit numele mai presus de orice nume, adică numele de stăpân, de Domn. Și acum Hristos restabilește ce a stricat primul Adam și fraților, asta e minunea în Hristos noi ne recapătăm statutul de stăpânitori împreună cu el de coregenți dacă până acum universul ne sătea împotrivă, noul univers pe care Domnul îl va crea și pe care îl așteptăm, nu o să ne mai fie împotrivă, ci din nou ne va fi favorabil la fel cum a fost primul univers, la fel cum a fost în, în Geneza Adică, nu știu ce o să facem, dar. Oricum, probabil că sărim de pe o planetă pe alta, nu știu ce soare, ce lună, cum va fi nouul Univers, dar. ni se vor supune! Ai ce fain trebuie să fie? Ne, ne așteaptă vremuri extraordinare în care întreg Universul ni se va supune. De ce? De ce ni se va supune? Pentru că Pavel spune în 2 Timotei, capitolul, 11, capitolul 2, la versetul 11: Adevărat este cuvântul acesta. Dacă a murit împreună cu el, vom și trăi împreună cu el. Dacă răbdăm, spune, vom și împărăți împreună cu el. Hristos Împărățește. Și dacă suntem frați, pei, frațe, ce fac? Ce fac, frații? ei. Ați văzut regii cum? Stă regele pe tron și are mai mulți copii și fiecare și are scaunelul lui. Fiecare împărățește. Și Domnul spune că vom sta pe scaun alături de el. Și ca și cum n-ar fi suficient, ne mai aruncă așa câte o sămânță de nasa interesantă și Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 3 și spune Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Deci ce vreau să spun? Vreau să spun următorul lucru. În căderea am pierdut stăpânirea, coregența, dar prin Hristos, prin învierea Lui, recapătăm stăpânirea peste univers, peste ceea ce Dumnezeu va reabilita, pentru că Hristos este stăpânul, dar ne invită și pe noi, ne face parte să domnim alături de El, fiindcă suntem frații Lui. Și apropo, îngerii nu vor domni. Arhanghelii, serafimii, zecile de mii și mii de îngeri, nu vor domni, vor fi doar duhuri slujitoare. Și noi îl vom sluji pe Domnul, dar vom și domni împreună cu El. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne va pune peste îngeri, fiindcă suntem frații lui Hristos. Păi dacă te gândești că vine un înger și nu mai poți de frică. Și imaginați-vă cum sună argumentul acesta pentru, pentru, cei care nu mai puteau după îngeri în Vechiul Testament. Deci auziți? Oameni buni, le zice autorul. Nu că numai că Hristos e mai mare decât îngerii. Dar cei răscumpărați vor ajunge să domnească peste îngeri. Așa că lăsați-o mai moale cu îngerii. Fără să-i disprețuiască, dar spune, lasă-i la locul lor, nu-l pune pe Hristos alături de îngeri. Și mai și spune că nu pentru ungeri a murit Hristos și nu pentru ei a venit să-i răscumpere, ci pe oameni a venit să-i răscumpere și să-i facă fii. Și ar mai fi ceva, dar mă opresc aici, o să continui data viitoare, că mai aveam un pic din punctul 2, însă timpul este înaintat și o să reluăm data viitoare. Vreau doar să reținem până acum de ce este mântuirea aceasta așa de mare. Este o mântuire mare fiindcă este adevărată, realizată de Hristos, demonstrată și Duhul Sfânt, arvuna care e noi, ne arată că trăim ceva real. Dar este o mântuire mare fiindcă este și cuprinzătoare și are efect în toate sferele de existență. În primul rând, în umanitatea căzută, de unde își câștigă un popor, îi înfiază, îi face frața Domnului Isus Hristos, la modul cel mai real. Și de asemenea, afectează universul fizic, care și el, fiind în urma păcatului, a ajuns să se întoarcă împotriva omului, omul nu am putut să o mai stăpânească, dar Hristos reușește, Hristos este înălțat în slavă, Hristos este Domn și atunci toți cei ce cred în El vor împărăți împreună cu Hristos. Iată ce mântuire mare! Păi nu e mare dacă te gândești la toate lucrurile astea? Iată ce lucruri a pregătit Dumnezeu pentru cei ce se tem de El. Domnul să ne ajute pe toți să ajungem acolo. Data viitoare vom continua și vom explora de ce mântuirea asta realizată de Hristos este așa de mare. Amin.